tu reușești să combini imaginația creatoare și gândirea rațională. Intuiția ta subtilă este completată de practicitate și de munca eficientă a intelectului. Poți crea cu ușurință o impresie despre o problemă și apoi reflectezi asupra acesteia, înarmată cu logică. Uneori, mai întâi colectezi fapte și informații despre subiectul interesului tău, le analizezi și apoi le transmiți altora în cuvinte sau imagini. Personalitate complicată, trăiești adesea într-o lume abstractă divorțată de realitate. Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, poți găsi o formă specifică de exprimare a gândurilor tale și poți obține succes în viață. Aproape încă din copilărie, soarta te provoacă, dar o accepți cu demnitate. Deși ești de obicei cu capul în nori, dorința de a face o carieră este atât de mare încât ești gata chiar să sari din avion fără parașută. De regulă, tu reușești bazându-te pe sprijinul și participarea altora. Și totuși, indiferent dacă ești sau nu implicată într-o anumită activitate, dai adesea impresia că trăiești într-o altă lume. Nu este surprinzător prin urmare că, după terminarea zilei de lucru și ieșirea din birou, arunci imediat problemele din capul tău. De fapt, nu este atât de ușor să pătrunzi în lumea interioară ta. Cei care ar dori să devină prietenii tăi trebuie să fie neobișnuite de răbdători și, printre altele, nu prea exigenți, de fapt aceia care sunt asemănători cu tine. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: sensibilitate, reverență, reverie, diligență, poezie, eleganță, empatie. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Universul ți-a dăruit practicitatea și raționalismul, iar semnul zodiacului îți dă abilități creative. Ești foarte inteligentă și ai o intuiție uimitor de puternică. În primul rând, tu faci o aruncare artistică și emoțională a problemei care trebuie rezolvată și apoi te gândești, o diseci cu ajutorul intelectului puternic. De asemenea, deții și abordarea opusă, mergând mai întâi la colectarea de informații și fapte, prin sistematizarea lor și, ulterior recompunându-le într-o singură imagine artistică. Ești generoasă și, de regulă, nu răspunzi presiunii direct asupra ta. De obicei, reacția ta este să te îndepărtezi, sau mai degrabă să întorci spatele într-un moment critic, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere fizic. Când ești atacată sau criticată,
faci rare ori încercări de a te proteja, sau deloc, și apoi te întorci în spațiul sigur al propriei tale lumi. Tu înțelegi rapid cine poate și nu poate fi de încredere. Parțial secretoasă, ești totuși gata să faci un sacrificiu pentru cei pe care îi iubești. Ești adesea extrem de generoasă, în toate sensurile cuvântului, celor care așa cum simți, o merită cu adevărat. Simpatizezi întotdeauna profund cu cei în nevoie, prin urmare legalitatea și egalitatea pot fi restabilite tocmai de preocupările tale. În societate, tu nu te grăbești să faci numeroase cunoștințe, mai degrabă vei găsi unul sau doi prieteni pentru tine însăți, și acest lucru este mai mult decât suficient pentru tine. Problemele tale includ energia instabilă, lipsa unei vieți sociale relevante din punct de vedere social, teama și instabilitatea, un sentiment de incertitudine cu privire la locul pe care îl ocupi printre alți oameni. Odată ce îți vei putea direcționa energia disipată într-o direcție, vei merge mai departe. Cel puțin ocazional trebuie să acorzi atenție gândurilor și sentimentelor membrilor familiei tale, mediului tău și societății în ansamblu. Îți poți face viața cu adevărat expresivă și interesantă, dar pentru asta uneori trebuie să compromiți interesele personale. Dacă vei avea noroc, vei întâlni cu siguranță o persoană cu care vei împărtăși viața ta, dar fără îndoială ești capabilă de o prietenie puternică, în unele cazuri chiar înlocuind iubirea, atât de necesară pentru tine. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, ești senzuală, intelectuală, artistică, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 7 martie soarta ta? Ai o natură complexă, un caracter fericit și puternic. De la o vârstă fragedă, ești încrezătoare în abilitățile tale, perseverența ta poate fi invidiată. O intuiție sporită și capacitatea de a simți starea de spirit a altora te ajută la realizarea acțiunilor corecte. Tu poți prezice cu ușurință cursul evenimentelor și toate posibilitățile. Un set unic de calități te ajută să scapi întotdeauna din cele mai dificile situații, să cucerești vârfuri care sunt altfel de neînțeles. În ciuda puterii interioare, preferi să trăiești într-un fel de lume abstractă, creată de tine însăți. Respingi toate avantajele materiale în favoarea spiritului. Dar, dacă este necesar, te întorci cu ușurință în realitate, găsind o soluție la problemele care au apărut. Din copilărie, ai demnitatea de a întâlni toate vicisitudinile soartei. Îmbin capacitatea de a te deda la vise, de a construi castele în aer, dar în paralel ai o mare dorință de a-ți construi o carieră și de a avea o viață sigură. Prin urmare, în timpul orelor de lucru, lucrezi din greu și în minutele libere ai tendința de a te deplasa în nori. La sfârșitul timpului de lucru, scoți instantaneu din cap tot ce are legătura cu serviciul. Este posibil să nu reușești să obții un succes mai mare în carieră pe cont propriu. Ai nevoie de ajutorul și sprijinul celor dragi care te vor îndruma în direcția cea bună, deși în mod corect, trebuie remarcat că nu este atât de ușor să intri în cercul tău apropiat. Ești necrezătoare, păzind cu gelozie spațiul personal. Prin urmare, cei care doresc să pătrundă în lumea ta interioară vor trebui să fie răbdători. Însoțitorul ideal pentru tine va fi o persoană care este foarte asemănătoare în natura și percepția mediului înconjurător. Ești capabilă să analizezi emoțiile altor persoane, ceea ce îți permite să recunoști imediat intențiile altora. Nu ești agresivă, de fapt nici măcar nu te poți proteja. De regulă, tu ignori pur și simplu atacurile externe, ducându-te în lumea ta interioară sigură. Dar, în ciuda simplității tale externe și a unei anumite renunțări,
Înțelegi imediat în cine poți avea încredere. Cu toate acestea, ești puternic atașată de persoana ți-a plăcut. Ești gata nu numai să te deschizi înaintea lui, ci și pentru un anumit sacrificiu, pentru binele iubitului. Ești înzestrată cu compasiune, încercând în orice fel să-i ajuți pe cei care au nevoie de tine. Tu nu cauți să dobândești multe cunoștințe. Pentru tine, câțiva prieteni credincioși sunt suficienți pentru a fi aproape de tine în spirit. Din cauza incertitudinii ți este dificil să te dezvălui oamenilor. Această poziție complică căutarea unui partener de viață. Ca psiholog te sfătuiesc să părăsești lumea abstractă și să te străduiești să fii realistă, să fii mai atentă la ceilalți. Permite oamenilor să cunoască toate bogățiile sufletului tău, să te vadă cum ești o persoană unică. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație ești grijulie, sensibilă, delicată și romantică. Există dragoste în tine și ești dispusă să o împărtășești cu o persoană iubită, dar în schimb ai nevoie de ajutor, îngrijire și sprijin emoțional. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Având în vedere că ești născută pe 7 martie, nu trebuie să fie nimeni surprins că nu trăiești în lumea reală, ci în lumea unor abstracții incomprehensibile. Dar tu ai o legătură puternică cu realitatea, ești capabilă să traduci abstracțiile tale în limbajul realității, să le întruchipezi și să-ți atingi succesul. Din copilărie, te lupți cu soarta, ca un războinic adevărat. Poți fi o carieristă în ciuda reveriei tale și, cu ajutorul prietenilor și conexiunilor, îți îndeplinești adesea ceea ce dorești. Dar chiar dacă ești implicată într-o chestiune practică, încă mai pare altora că trăiești undeva într-un alt nivel al ființei, într-o altă dimensiune invizibilă lor. După o zi lucrătoare, uiți instantaneu toate problemele de lucru și începi să impresionezi o altă lume. În același timp, este foarte dificil să-ți împărtășești fanteziile și visele, tu nu permiți nimănui accesul în lumea ta. Pentru a fi prieten cu tine, oricine are nevoie de multă răbdare și cerințe mai puțin stricte. Tu nu poți fi presată. Doar pleci și gata. Rare ori reacționezi, de exemplu la critici, preferând să te retragi din tine însăți, în lumea ta interioară, unde aproape nimeni nu te poate urma. Tu te simți bine față de ceilalți oameni, simți cine este capabil să înșele și cine nu. Ești dezinteresată și gata să-i ajuți pe prieteni și rude, făcând aproape orice sacrificiu. Sănătate și boli. De la naștere, ești foarte sensibilă și vulnerabilă, sunt foarte posibile diverse alergii, adesea te îmbolnăvești, încerci o varietate de infecții. De asemenea, locurile vulnerabile ale corpului tău sunt ganglionii limfatici și sistemul cardiovascular. În ceea ce privește dieta, ți se recomandă să utilizezi mai puține produse lactate, deoarece produc mucus și spută și să acorzi atenție legumelor proaspete și cerealelor. Asigură-te că practici sport, dar încearcă să nu exagerezi. Mai multe decât alte activități sportive se potrivesc yoga, pilates, dans, înot, schi, asigură-te că urmezi programul zilei și orele de odihnă întreagă, dar încearcă să nu dormi prea mult. Soarta și norocul. Ești încrezătoare și generoasă, ai un caracter independent și încăpățânat, dar ești înțeleaptă, acțiunile tale sunt rezonabile, ai o mare intuiție,
Poți lua singură o decizie corectă, ceea ce te ajută să eviți multe greșeli și să ești victorioasă din orice situație. În general, totul vine ușor, ceea ce provoacă invidia și generează o abundență de nebuni și dușmani împrejur. În dragoste ești norocoasă, ca și în sfera materială. Tu atrage bani pentru tine însăți. Principalul lucru pe care trebuie să-l înveți în viață este să nu-ți pierzi capul din cauza succesului și atunci totul din viața ta va fi minunat. Sfaturi pentru tine. Ai de obicei puțin prieteni, un maxim de unul sau doi, dar nu este întotdeauna clar pentru tine ce loc ocupi tu însăți în societate, ce poți face și ce nu. În același timp, tu simți nevoia de a influența societatea, de a o schimba spre bine. Se întâmplă, de asemenea, că este dificil pentru tine să te concentrezi pe ceva concret, îți dispersezi atenția și puterea și, ca urmare, timpul te marchează. Trebuie să înveți să te concentrezi și să-ți aduni puterea, dând o lovitură punctuală. Acționând cu ajutorul acestei tactici, tu poți chiar să-ți faci o carieră dorită în sfera interacțiunii cu societatea și politica. Trebuie să acorzi mai mult atenție rudelor și prietenilor tăi și să fii interesată de gândurile și sentimentele lor. Ar trebui să te gândești mai mult la cei apropiați și mai puțin la teoriile tale abstracte. De asemenea, merită remarcat faptul că ești capabilă de o prietenie uimitor de profundă și puternică, care, în anumite circumstanțe, poate chiar să înlocuiască relațiile de familie și de dragoste. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.